în sfârșit te văd pe Jiu. Să nu încercăm să vorbim românește ce pe ce, este fals. Măi, cum ești tu? Dacă vrei să zici un pis de amăsit, zici un pis de amăsit. Nu-i straniu? Ce pui mei, n-ai mulți vaca în viața ta? Eu am mulți vaca de la 7 ani până la 14 ani. Trebuie să fiu dus în Sibiria, trebuie să fiu ușit. Răspunde doar foarte clar. Noi suntem un copil. Deja vor să ne dea hăinuțe pentru fetițe, pentru băiețel. Este Emilian Crețu sau nu homosexual? Petru, te iubesc și tu tot. Emilian Crețu. În toate pozițiile. De ce ai venit cu ochelari azi la acest De ce am venit cu ochelari? Să fiu sincer sau să... Sincer. De fapt, am ochii vineți de la... Am glumit, ai prins-o. Nu, trebuie să recunosc că mi-am cumpărat acum recent și trebuie să mă... Vorba aia, să mă uimesc un pic cu dâns și atunci urmează să-i dau jos. Plecarea ta de la teatru, atât de răsunător, pentru că tu ești foarte urmărit pe Facebook, atunci ai anunțat pe pagina ta de 10 sau 100, deja 100 de, peste 100 de mii de 160 ceva. Exact. Da. Ai anunțat că pleci de acolo și ai și criticat conducerea, atitudinea față de tine. Anume, atunci ai realizat asta? Sau nu, am să-mi pun ochelarii totuși. Rău. Vreau să fiu un pic mai frumos. Eu cumva am simțit mai de mult că prezența mea la UNESCO deranjează pe cineva, pe direcție. Problema cea mare este că a apărut această emisiune, Dora Show, pe care domnul Vâtcărău o adoră. Petru, te iubesc și tu tot. Și atunci a fost momentul decisiv când trebuie să iau o decizie și să zic gata, nu mai facem... Nu mai lucrăm la teatru și de-aia am plecat. Dar care a fost punctul ăla când mi-ai zis gata? Am avut o discuție cu domnul Vâtcărău și am zis verde în față ceea ce simt eu despre el și despre cum conduce el o instituție de cultură și am zis că nu mai putem să continuăm așa, mai bine ar fi bine să ne despărțim, dar chiar dacă mă despart, eu vreau să fac publică plecarea mea, să știe publicul spectator care veneau la spectacol să mă vadă în mod special pe mine și nu vreau să iasă ca o laudă, dar așa și asta a fost și un alt motiv din care am plecat, pentru că nu se înțelegea de ce la casele teatrului Eugen Ionescu veneau și întrebeau dacă în spectacolul respectiv joacă Emilian Crețu și acolo erau foarte multe întrebări. La un moment dat, Petru Vâtcărău ți-a spus că ești un nimeni. În ce context a fost asta? Tu ai zis... Da, eu cred că ar trebui să-l întreb pe Petru. El a zis-o nu doar despre mine, a zis-o în diferite ședințe despre noi, tânăra generație, că noi cine suntem? Suntem niște puțoi, hai să zicem așa, niște nimicuri, ce ați făcut voi pentru cultura națională, internațională și interfacială. Și am zis că nimic, pentru că nu am fost valorificat. Cum erau repartizate rolurile? Bine, întrebarea ta tare îmi place. Rolurile erau repartizate, dar eu pot să bănuiesc, bineînțeles, nu pot să zic pentru că nu știu, n-am fost niciodată la ședințele respective. Bineînțeles că chiar dacă venea un regizor invitat de undeva, iarăși eu zic, bănuiesc, nu este semnătură că așa și este. Bineînțeles că acel regizor discuta cu direcția teatrului, care este Petru Vâtcărău, exclusiv Petru Vâtcărău și iarăși Petru Vâtcărău. Și de aici se pornea că Emilian e cam problematic, pentru că el una, două face scandal, pentru că lui nu-i place una... Nu că făceam scandal, eu nu puteam să fiu sub piciorul nimănui. Și de-aia el credea că eu sunt mare zvizda. Asta în limba română vorbesc. Și de aia se întâmpla că nu prea aveam roluri anume din motivul ăsta. Și am zis, decât să stau în umbră și să cerșesc direct sau indirect un personaj, un rol într-un spectacol, mai bine trebuie să plec. Pot să lucrez în parlament, în guvern, în zdamăsă eu. Este important să fii apreciat. Ce salariu aveai la teatru? Nu știu dacă e ok să zic, dar se știe foarte bine că în teatru se primesc salarii foarte mici. Adică eu aveam oficial, cred că 3.000 de lei și n-am depășit practic niciodată salariul de... În medie era 5.000, 5.000 și jumate. Doamne, dacă se întâmpla să am 6.200, era foarte mult. Plus la toate, mai lucram și stilist make-up acolo, făceam machiaj și coafură colegilor mei. Colegii mei de mult vroiau să plece, de mult! Și eu ziceam, hai să mai rămânim, poate se va schimba ceva și nu o să mă creadă direcția, nici nu mă interesează. Eu eram ăla care, măi, hai să rămânim, hai poate o să schimbi ceva, hai poate o să se întâmple acea minunică, când am zis, hai.
Și deja am văzut că nu eu am plecat și colegii au zis că ok, mergem și noi. Dar nu au fost influențați, așa cum se vorbește prin lumea noastră teatrală, că eu i-am influențat chiar deloc. Din contra, i-am zis hai să rămânem. Și asta a dus cumva la problemele cu care se confruntă teatrul în prezent? Sincer să recunosc, eu cred că da. Problema nu este că noi am plecat, problema este că nu există un cap care să dirigeze cu toate celelalte organe. Atunci când nu este cap, ce se întâmplă? Adică nu conduce foarte bine pe nu conduce, nu-i... Da, care eu... Care problema eu, problema lui, el este un dictator și asta o zic întotdeauna, am să o zic. El nu permite ca cineva să fie mai sus decât el și el dacă vede că cineva are aripi, hop, le taie, hop, le taie, hop, le taie. Te vedem în curând la alt teatru? Nu știu deocamdată. De ce? Pentru că nu mă regăsesc în alte teatre. Și nu că ele sunt mai proaste decât, mai proaste în sensul că mai necalitative decât Eugen Ionescu. Eu în Ionescu m-am regăsit total. Este stilul de teatru pe care vreau să-l fac și care vreau să-l fac în continuare. În ceilalte teatre funcționează altfel și nu mă regăsesc. Da, probabil că aș pleca la Ionescu, dar acum nu cred că am timp pentru a pleca într-un nou teatru, pentru că sunt foarte ocupat și prins în mai multe proiecte. Online, plecări, turnee și asta este mult mai important pentru mine decât a fi angajat undeva cu cărticică de muncă. Dar au fost oferte? Nu, oferte n-au fost niciuna. De ce n-au fost oferte? Vrei să mă întrebi? Nu-i straniu? Nu este straniu pentru mine, pentru că îți dai seama, din moment ce tu ieși dintr-un teatru cu un mare scandal, este riscant să... Hai, te iau eu la mine. Dacă ar fi televiziuni, atunci cineva zice, ok, hai că-l iau eu pe ăsta, că ăsta vorbește mult și asta. Trei cei mai buni actori din Republica Moldova în prezent. Cel mai bun actor, care acum nu mai face teatru, face regie, este Veceslav Sambriș, din punctul meu de vedere. Dacă vorbim despre actrițe, o ador. Ea acum iarăși nu prea joacă, este Nelly Cozaru. Eu de la ea foarte mult am învățat. Nelly, îți mulțumesc tare mult că în anii de studenții ai fost sursa mea de inspirație. Și deseori se regăsește în diferite personaje ceva ala Nelly Cozaru. Hai, doi. Și al treilea actor. Hai să trecem și la Teatrul Mihai Eminescu. Anatol Durbală. Da, este un actor foarte bun. Dura Show. Proiectul tău de suflet, da, proiectul pe care l-ai inițiat fiind actor la teatru Eugen Ionescu, zici că nu erau mulțumiți cei de la teatru, dar e un proiect foarte reușit. Eu am impresia că Dura Show e mai cunoscută decât Emilian Cred. Da, deseori se zice că noi artiștii, actorii, artiștii, doamne cât de poetic sunt, suntem cumva ne domină personajele pe care le facem. Ea este activă și ea nu mă domină pe mine pentru că eu sunt creatorul ei. Și niciodată nu o să zic, măi, scuze, Dora este mai cerută decât mine, pentru că oamenii au nevoie de Emilian Creț. Că ori este Dora, că ori este Sosca Ivana, că ori este Geta, că ori este Ghena. Da, Dora are un impact foarte pozitiv. Are și momente când oamenii nu înțeleg acest show și nu înțeleg un travesti, pentru că, din păcate, în Moldova nu se știe termenul de travesti. Ce înseamnă? Travesti, ca să fie clar, pentru că unii confundă travesti, transexual și așa mai departe, este oricare bărbat care se îmbracă în femeie, este travesti. Și oricare femeie care se îmbracă în bărbat, e travesti, este un personaj. Transsexual este altceva. La noi nu-l înțeleg. La noi nu-l înțeleg, îl confund. Atunci când văd un bărbat îmbrăcat în femeie, și cu travestiul ăsta. Neștiind de fapt ce înseamnă travesti. Interacționez foarte mult cu vedetele din Republica Moldova. Nu toate sunt cu ghilimele, dar în fine. Cât e de greu sau ușor să lucrezi cu vedetele noastre? Este destul de greu, nu cu toate, dar este destul de greu. De ce zic asta? Pentru că ele deja s-au format ca și personalitate, ca și interpret, ca și vedetă. Și bineînțeles că e complicat să-i măi, hai să facem un alt fel de show. Pentru că eu, din punctul meu de vedere, și nu critic pe nicio vedetă, vreau doar să zic că la cadru toți purtăm o mască. Chiar și acum și tu porți o mască și eu port o mască, nu că mă ascunde ceva sau e ceva, că știi că ești filmat, pentru că se este un cameraman cu cercel în ureche, unul cu asta și altul nu știu ce face. Adică, oricum, te comporți un pic altfel. Și de-aia eu zic foarte des în emisiunile mele, haideți să facem o emisiune cumva să ne simțim liberi, chiar liberi, să nu încercăm să vorbim românește ce pe ce, este fals. Măi, cum ești tu? Dacă vrei să zici un pizda măsir, zici un pizda măsir. Emisiunea mea este o emisiune de satiră.
o emisiune de umor și nu o emisiune de a, de a veni și a da eu deșteptul, Marea Dora care e deșteaptă, care e nu știu ce, pentru că foarte des ori fac autocritic pe mine. Emiliano, scurtă provocare, te rog să descrii ținuta mea, cum ai face-o în cadrul show-ului Dora, pe care îl prezinți tu, Dora Show. Așa, ok. Oh, Doamne, stai o secundă că eu să mă concentrez, că eu trebuie să... Cum nu pot să intri într-un personaj fără ca să te concentrezi. Bine. Cum te cheamă? Dorin. Măi, Dorin, te rog frumos, pe viitor, chiar dacă ai interpret și invitați de care vrei, nu sta așa lins cu părul. Lasă-l și mai zburlit, oleacă, zburlă-l, oleacă, ești prea lins de jiței. Fulește-l, oleacă, Doamne, iartă-mă, așa. Și o lecție că mai natural, prea mult tonal, că o să o văd de aici, chiar dacă-s bătrân. Ionel Istrate, dă, lasă-l deoparte, așa. Mie îmi place foarte mult tricoul cu blugii, geaca asta din Jensovcă. Din Italia. Cromat, e frumoasă. Superbă, dar nu se asortează. O dai jos. Așa. Dă-o jos. Așa. Lasă-o scă, dă-o dreacului. Așa. Dă-o jos. Ia că așa arăți la om normal, dar dacă dai jos și tricou, atunci rămân pe noapte cu tine. Nu, tricou nu trebuie. Una dintre ultimele emisiuni, Natalia Ciobanu, ai provocat-o să mulgă o capră și ai mers cu ea, nu părea foarte entuziasmată femeia, în ce măsură ți-a fost greu sau ușor? Probabil că a fost cea mai grea filmare. Eu nu vreau să zic că ea este interpretă și nici măcar nu este vedetă. Ea este... De ce ai invitat-o? De ce am invitat-o? Pentru că într-un show, pentru că faci tu show-uri și îți dai seama pe ce invitat să chemi. Nu în zadar ai chemat preotul ca să provoace, ca să fii urmărit și discutat. Nu în zadar ai chemat-o pe Maia Sandu și la această întrebare îți dau răspunsul. Este simplu. O inviți pentru a face show. O inviți pentru a distra, poate că nu-i cuvântul potrivit, dar pentru a face un alt fel de emisiune, pentru a atrage oamenii să... Și ea a făcut show. Și ea a făcut un show nefăcând nimic și eu am înjurat în stânga și în dreapta, pentru că era foarte complicat să lucrez cu ea, pentru că, măi, oameni buni, noi toți suntem de la țară, eu am mulț vaca de la 7 ani până la 14 ani. Știu ce înseamnă să mulci vaca, să găinați, să te duci după jin cu sacul de grăunță, să nu știu ce. Dar când te cheamă la o provocare, trebuie să fii, nu te chem să mulci vaca, ce pui mei, n-ai mulți vaca în viața ta? Că o apucă cu două degete? Sau că ea cumva și-a luat, eu nu critic sub nicio formă, ea cumva și-a luat această mască de vedetă care ea este de oraș, că merge pe drumul european, cum a zis ea. Păi, dar masca și-a luat-o și în studioul propriu zis. Da, pentru că prin asta ea cumva a devenit atât de populară, pentru că o face pe proasta, nu că ar fi proastă. Foarte scump. S-o inviți pe Dora la evenimentul tău fiind în străinătate? Noi am fost acum nu de mult în Anglia, da? Am fost la două evenimente, Northampton, în sfârșit am învățat cum se numește, și în Londra, unde a fost intrarea 25 de lire, după care am venit peste două săptămâni, pentru că erau foarte mulți oameni care voiau să o vadă pe Ursul sau pe Dora sau pe Jana, mulți n-au intrat și noi am zis hai să mai facem încă o dată pentru a mă vedea pe viu, cum așa zic ei, în sfârșit te văd pe jiu. Zic, până acum pe mort m-ai văzut. Și a doua oară s-a mărit prețul pentru, a fost 30 de lire și au fost polemice că iaca, dar mai 30 de lire, sunt mai buni banii din Europa, sunt nu știu ce. 30 de lire un bilet și cam câți oameni au fost acolo? Hai să zicem 100 de oameni, cam așa. Și eu zic, stați un pic, nu, de ce încercați să vă uitați cât fac? Pentru că nu este corect. Din moment ce vrei să vii să-l vezi, vrei să dai 30 de lire sau nu, pentru că este organizatorul, este Jana, este Adrian, sunt bilete, este hotel, este cazare, este tot, este muncă. Pentru că arta, din punctul meu de vedere, și am zis-o când eram și mic, arta este și asta un business. La noi, în general, în Republica Moldova, adică vorbesc foarte greu despre bani, cât fac, cum câștigă, nu știu, în ce măsură e normal. Nu e bine să... Eu nu te întreb pe tine câți bani faci tu, cum trăiești tu, pentru că nu e normal. Eu nu văd asta normal să întreb pe cineva câți bani fac ei, pentru că eu ieri, și o zic sincer, m-am pomenit că aveam doar 20 lei în buzunar și am rugat pe cineva să-mi dea niște bani când trebuiau. Asta nu înseamnă că e la evenimente, are emisiuni, dita mai ia pis de zvizda. Se întâmplă că nu am cum să-mi achit chiria și muncesc foarte mult. Păi de asta și te întreb, oamenii au impresia că cel care este Dora Show, că Emilian Crețu care face emisiuni, Emilian Crețu care machiază, face bani enormi. De asta te întreb, nu-s bani
care câștigă, nu știu, vedetă din străinătate care merge la un asemenea eveniment. Este o replică care mie tare îmi place. Succesul unui artist este egal în măsură cu țara în care trăiește. Dacă Emilian sau oricare alt artist trăia într-o altă țară mai dezvoltată, hai zi, România, de exemplu, atunci lucrurile se schimbă radical. Pentru că atunci când să te filmezi într-o publicitate în Moldova, chiar să fii tu, Ghita, mai zis, da, Emilian Crețu sau nu știu ce, nu vorbesc despre mine acum, primește 100 de euro, două, ca să filmezi în Europa, pentru că am un contract cu o casă de publicitate acolo. Ei, pentru o zi de filmare, dau 500 de euro, 1000-2000 de euro, dacă rol principal. Și noi suntem la 200 de kilometri, 500 de kilometri. Acolo nu există. Oare cât faci Emilian Crețu pe filmulețele astea? Oare cât faci, oare cum el trăiește? Emilian, 160, peste 160 de mii de urmăritori pe Facebook. Asta e nebunie totală. Deci tu ai făcut asta că nu mai făcea nimeni, efectiv. Chiar ziceai înainte de interviul ăsta, pentru că ai făcut, nici nu știai ce înseamnă propriu zis. Dar ceea ce faci tu acum e urmărit de sute de mii sau chiar milioane de oameni. Uneori vizualizările ajung la asta. E o altă sursă de venit sau e o plăcere pur și simplu? Adică, bineînțeles că este o plăcere enormă. Din start n-am primit niciun leu din filmulețele mele. Niciun leu. Am făcut și chiar am investit mult în tot ce înseamnă costume, peruci. Am făcut-o pentru că eu simțeam asta că vreau să fac și pentru că oamenii vedeam feedback-ul foarte pozitiv, dar foarte pozitiv, și oamenii mă încurajau și datorită că m-au încurajat, eu am mers mai departe. Și acum se întâmplă că da, fac spoturi publicitare pe pagina mea pe bani, pentru că trebuie să exist din ceva. Des faci asta sau... Hai să zicem, ultima dată am făcut-o, cred că acum în martie. Stai să nu te mint. Ultimul meu filmuleț publicitar a fost, da, cu o stomatologie. Și cum se întâmplă asta? Oamenii te contactează, zic Emilian, oamenii mă contactează, salut, uite, ești foarte urmărit în zona virtuală, am vrea să ne faci un filmuleț în stilul tău și noi îți propunem, uite, vrem să lucrăm pe barter sau cu unii lucrez pe barter, cu alții lucrez pe bani. Nu este că veniți și faceți nunta la restaurantul ăsta, pentru că noi suntem cei mai buni. Și din start, când vorbesc cu un client, zic, mai nu fac astfel de publicitate, nu mă interesează. Dacă fac așa, într-adevăr îmi pierd urmăritorii. Spune-ne un pic despre personajele pe care le ai tu pe Facebook. Se aruncă așa de partea, se face un pic ușor de vânt și se face... Uieși! Și gata, s-a fost și hello! Cum au apărut? E foarte simplu. Eu tot ceea ce fac pe Facebook mă inspir din societate, mă inspir de la tine, de la tine, de la tine, de la tine. Culeg câte ceva, pentru că noi suntem toți diferiți. Foarte diferiți. Și eu când construiesc un personaj, nu îl inventez. Pentru că, da, pot să-i și inventez, nu e o problemă. Dar dacă îl inventez, nu este atât de cunoscut de mulți oameni. Pentru că deseori se întâmplă că, băi, Raisa Vasilna e fix bunica mea, e fix vecina mea. Pentru că Raisa Vasilna există. Este Geta? Geta, bineînțeles că Geta este luată din mai multe puștoaice din astea care nici nu le-au crescut bine tuleiul, dar e deja sfete mari și el deja visează. Personajele prind pentru că ele nu sunt luate din aer sau din pod. Ele sunt luate, adunate, construite. 160.000 de oameni. Asta înseamnă multă laudă și mult critică. Da. Sau poate mai puțină critică. Mie tare îmi place critica. Cum reacționezi la critică? Eu am să iau chiștocul de acolo, să nu credeți că l-am aruncat. Pur și simplu nu era ok să pun aici. Cum reacționezi la cei care pur și simplu zic, băi, Emilian, tu ești neserios? Eu întotdeauna și când primesc un mesaj negativ, din start erau mult mai multe, pentru că abia eram lansat pe piață. Erau mult mai multe negative, dar am zis că eu oricum fac ceea ce fac eu și ceea ce simt eu. Că dacă mă luam după toate comentariile lor, trebuie să fiu dus în Sibiria, trebuie să fiu ușis, împușcat, adică erau comentarii, dar astea au fost mai frecvente, mai 3 ani în urmă sau 4, când abia apărusem și pentru Moldova să apar un bărbat îmbrăcat într-o femeie, era pizdeț. Egal cu Doamne ferește, asta ia după pământ. Și eu întotdeauna, faza cea mai tare, eu întotdeauna dau like la toate comentariile mele, pozitive sau negative, dar sunt unele care eu nu pot decât să le răspund înapoi. Adică interacționez cu ei. Da, foarte ironic, dar cel mai tare ce mă bucură că, și asta este caz real, nu este inventat de mine, mi-a scris mai de mult un tip de vreo 37 de ani, poate 40, salut Emilian, salut. Uite, din start trebuie să recunosc, pentru mine erai tare concenui, nu înțelegeam ce faci și vopșeni vine să-ți dau foc. Iată, nu l-am pentru că sunt multe mesaje. Dar a trecut timpul și
încercând, punându-mă cineva din prieteni sau din rude, sau ia uite-l încă o dată, să știi că tare mult apreciez ceea ce faci tu și curajul tău. Și asta pentru mine este foarte important. Eu nu fac ceea ce fac pentru, dacă ție nu-ți place de mine, n-o să încerc să mă obosesc, să te fac să mă apreciez. Nu. Eu o să fac ceea ce fac pentru oamenii care mă apreciază. În activitatea mea de jurnalist trebuie să interacționez cu multe grupuri pe Facebook și intru în diferite grupuri tematici și văd acolo diferite întrebări. Cine să iau la nuntă să mă machiez sau chestii? Și acolo lumea recomandă Emilian Crețu. Asta e o altă pasiune a ta. Asta a venit... Bine, și cumva teatru, tot ce fac eu, machiaj, tot este o artă. Eu, fiind mic, bineînțeles că am purtat toate rochile lui mami, așa am zis-o în toate interviurile care le-am avut și cu peruși, am tăiat, și-o tăiat părul, mi-am făcut păr în cap, nu știu ce. Păi, dar ce făceai asta? Pentru că făceam asta pentru că eu vreau să fiu artist, să fac teatru. Îți dai seama, eu fiind un copil, cum poți tu să te deghizezi să fii altcineva decât să faci în femeie? Chiar și la școală, practic toți copiii, făcând scenete, ca și mai interesant și mai amuzant, ne îmbrăcam în fetiță. Înțelegi? Pentru că asta prinde. Și eu tot timpul făceam asta și aveam nevoie de machiaj. Și normal că mama mea e femeia cu religia. Ea n-are treabă cu cosmetica. N-are cosmetica, ea nu prea zvopsește. Acum o mai apuc eu. Deci eu pus zic ea, mai fac un cărmâț pe față. Și primele mele machiaje au fost pe mine, au fost cu acuarelă. Pentru că eu trebuia să mă transform în domnișoară sau în copiliț, mă jucam de la 5 la 10, eu mă prezentam în prițep, adică am avut o viață destul de artistică, de mic. Și de aici a pornit și această pasiune față de machiaj, față de coafură, de styling, pentru că nu sunt, n-am terminat școală de stilist vestimentar sau nu știu ce, dar eu simt unele lucruri pe care nu le simt alții. Cât și cer Emilian Crețu pentru machiaj de mireasă? Pentru machiaj de mireasă, eu fac tot setul. Fac și machiajul și coafiura cu 150 de euro. De nașă? De nașă, de la 1000 de lei, 1500, depinde de... Depinde de nașă. Nu depinde de nașă și nu depinde de dacă ea este plecată peste hotare sau nu. Ai spus câte ceva despre copilărie și familie, dar știu, la un moment dat am citit o postare foarte sensibilă la tine pe Facebook. Era atunci o problemă cu tații care... Ceva de genul. Și ai scris atunci despre taică-tu, că era destul de violent. Dacă eu nu greșesc, dacă greșesc, trebuie să mă corectez. Nu greșesc. Ce s-a întâmplat în copilăria ta? Și de fapt am înțeles că de multe ori erai nevoit tu cu mama și cu sora să fugiți de acasă. Bine, eu de ce? Foarte deseori am fost întrebat, de ce Emilian, tu... nu ascunzi sau nu ți este frică să zici că taică-tu a fost alcoolic, că taică-tu o bătea pe maică-ta și pe voi. El nu mai este în viață. El nu mai este în viață, Dumnezeu să-l iert, eu îl apreciez pentru tot ce a făcut pentru mine. În mare parte seamăn lui la tot ce înseamnă șmecherii și glume. Dar el a avut un viciu. Eu nu-l critic pentru asta. De ce eu sunt deschis și vorbesc despre asta foarte mult ca să se audă, că nu este normal ca un bărbat să-și bată copiii, să-și bată soția. Și eu nu ascund asta pentru că atunci când tu trăiești cu o dramă, hai dramă să zic așa, pentru că, din păcate, în Republica Moldova, dacă nu direct, indirect ai fost și tu afectat, rude, mătuși, unchi, nu știu ce, asta este problema majoră a Republicii Moldova, care trebuie, dacă este o problemă și tu o ții în tine și nu o discuți, ea nu se rezolvă. Deci alcoolul sau educația? Alcoolul, nu e vorba de educație. E vorba de alcool care distruge familii, care distruge copilăria copiilor. Amintește-ți câteva situații clare. Păi cum venea acasă beat, cu probleme, de ce nu-i făcut aia, chiar dacă era făcut sau nu, că nu-i plăcea și de aici se isca orice problemă. Cum ai învățat la școală? N-ai să mă crezi, din băieți eram al doilea cel mai bun. Da, mulți cât ei le-am făcut țârc, nu știu ce. Eram eu și Ilie Munteanu, care este de acum în sat, eram cei mai buni. Am atestatul pe care l-am avut de 11 clase, era tot 8, 9 și 10. Un singur 7. De aia înghițu la ce obiect, dar nu la istorie. La limba franceză? Nu. La educație fizică? Nu. La limba rusă. Deci pentru mine limba rusă era moartea. Tot pe Facebook ai anunțat că, sau ai sugerat, nici nu știu cum se numesc chestia asta, colega ta Adriana Băt, că ați fi împreună. Da, e adevărat? Spune-te, rog, ce din păcate, ce o să zic eu aici, nu vreau, eu n-o să deschid foarte multe paranteze, din păcate, în Republica Moldova, site-urile care există au o mare problemă.
ei fac o știre pentru a aduna vizualizări, pentru a fi, a se vorbi fără ca să informeze. Și cu asta termin această, răspuns la această întrebare. Dar ți-o să ai niște fotografii care eu... Dar a sta în pat cu cineva, asta nu este nimic wow, pentru că noi nu eram în pielea goală. Noi am făcut o postare și am postat-o și am scris ceva pe care lumea a înțeles-o altfel, după care s-au scris foarte și foarte multe mesaje. Da, că așteptați și... un copil. Da, normal, pentru că în postarea mea este acolo când așteptăm un copil. Vedeți, eu foarte mult vorbesc cu subtext, în diferite postești, în diferite filmulețe, dar oamenii privesc ce e scris, dar nu încearcă să vadă ce scrie sub asta. De-aia și eu nu vreau să discut la această întrebare, pentru că zic, din păcate, în Moldova, se face o știre, se adună foarte multe vizualizări și după asta, măi, de-aia stai lect, dar oare e drept sau nu e drept? Ceea ce a urmat, ți-a plăcut sau mai mult te-a deranjat? Pe mine nu mă deranjează nimic niciodată. Ce să mă deranjeze? Că oamenii au vorbit, au discutat că ea este însărcinată sau nu, asta o să vedem peste 9 luni. Au trecut vreo câteva, o să vedeți peste 5 luni. Cum analizează oamenii, se uită live la emisiune. Lasă să analizeze, ei deja vor să ne dea hăinuțe pentru fetițe, pentru băițel, că au. Pentru mine asta a fost șoc, dar na, asta e. E bine, spune atunci dacă... Viața mea privată, hai să zic așa, nu o să fie afișat niciodată. Dacă eu o să mă însor sau nu o să mă însor, asta nu o să fie afișat pe Facebook, bineînțeles. Dar, băi, ce se întâmplă, de fapt, în raport cu tine nemijlocit? De ce oamenii vorbesc tot felul de chestii? De ce? Emilian Crețu este homosexual, Emilian Crețu este, are iubit, Emilian Crețu este încolo. Înțeleg că ești popular și în momentul ăsta creează diferite discuții. Dar de ce anume în raport cu tine apare noțiunea de homosexual? Eram sigur că o să urmeze și ești întrebarea asta. Tu le zici că o să urmeze întrebarea asta. Pentru și că este ceva normal, pentru că este boom această întrebare și este tabu. Este Emilian Crețu sau nu homosexual? Pentru că asta interesează pe oamenii care nu au ce altceva să intereseze despre mine. Pentru că eu niciodată în viață, chiar dacă aș fi sau n-aș fi homosexual, nu o să fac postarea asta publică niciodată. Puteți voi să vă rupeți în diferite întrebări, diferite șmecherii pentru a-mi găsi oare este sau nu este. Este doar problema mea. Și din moment ce eu am să zic că da sau nu, o să se limpezească apele. Mie îmi place să fie apele turburi. Deci în momentul... Chiar n-ai face niciodată public chestia asta. Eu n-aș face public niciodată, de aia să se zic, pentru din moment ce eu o să fac public, că sunt sau nu sunt, se vorbește foarte mult. De ce se vorbește foarte mult? Dar de ce se vorbește în raport? De ce? Pentru că eu, de felul meu... De la Dora, de la personajele... Se vorbește foarte mult, uite de ce, pentru că zic, nu este normal în Moldova, din păcate, în puii mei, să te îmbraci în femeie. Nu este normal. Numai din cauza asta. Păi aici, asta e explicația. Asta este explicația și de aia zic, eu nu... dau răspunsul că da sau nu, pentru că lasă să fie apile turbile, nu mă interesează ce zic oamenii, pentru că oricum aș fi sau n-aș fi, oamenii mă apreciază și mă iubesc. Dar ar fi o problemă pentru cei care, de exemplu, în Republica Moldova, tu știi în ce societate trăim, mm-hmm. Și oamenii care au anunțat la un moment dat, ei sunt, băi, își bat joc de ei mulți, ai văzut reacția la un, nu știu dacă ai urmărit-o, cu siguranță, poate nu ai avut timp, în Găgăuzia, un cetățean, a spus public că este homosexual și a început să fie numit în tot felul, să fie amenințat. Tot asta. Deci de aici există și aici nu vorbim Emilian Crețu, aici vorbim pe ansamblu, percepția în societate. Da, este o problemă enormă în Moldova, dar din punctul meu de vedere, ușor lucrurile se schimbă la acest capitol. Pentru că acum homosexualii din Republica Moldova erau câțiva ani în urmă, erau mai frustrați sau erau mai batjocoriți de multă lume. Acum lumea ușor, hai să zic, se modernizează, e un cuvânt parazit și idiot, pe care nu vreau să-l zic, dar așa și este. Ce te-ar face să emigrezi din Republica Moldova? Nimic. Nu o să emigrez din Moldova, oameni buni. Nu se știe ce poate să se întâmple mâine. Mâine poate total altceva. Dar eu acum sunt ferm că nu vreau să plec din Republica Moldova și nu vreau să schimb lucrurile. Și transpune-te un pic în Dora și spune-le la toți cei care au privit interviul ăsta, deci trebuie să-l distribuie. Să mă transpun în Dora este anormal, pentru că Dora este un personaj. Dora... În stilul ei, hai fi, că nu o să zici, da. Să te faci machiez acum și tot felul de pare. Oameni buni, distribuiți eu interviu și am grăit, eu am mâncat, l-am hămăit. Distribuiți ce face el, pentru că e destul de șmecher, dar Emilian Cățu este mai șmecher. Mulțumesc, like. Emilian.